Victimele violenței domestice vor fi sprijinite de administrația locală Drobeta Turnul Severin. Ordinul ministrului muncii care prevede acordarea de ajutor acestor persoane va fi pus în practică în tocmai la Severin. Vorbim să-i ducem în general la un... am vorbit la internatul de la Halânga, să facem o echipă și să-i ducem acolo. De asemenea, vrem să facem o echipă din cadrul Direcției de Asistență Socială, dar în același timp așteptăm și voluntari, așteptăm și societatea civilă să mergem către acele persoane care au nevoie de ajutor. Să vă dau un exemplu, bătrâni cărora să le ducem, să le facem cumpărăturile, să mergem să le luăm medicamente, să-i sprijinim în documentele pe care le au de luat de la instituțiile statului. Autoritățile locale invită și societatea civilă, dar și ONG-urile pentru a sprijini acest demers. În astfel de situații, orice sprijin este binevenit. Ne descurcăm cu oamenii pe care îi avem la Direcția de Asistență Socială, nu mai angajăm alții. Vedem dacă vom avea nevoie și de un buget mai mic, pentru că vor fi anumite cheltuieli de transport, de benzină, motorină, poate mai sunt și lucruri pe care trebuie să le luăm noi. Același ordin al ministrului muncii prevede ca victimele violenței domestice să primească pe lângă adăpost și consiliere, chiar și sprijin financiar dacă situația o impune.